Cum a fost primit ajutorul românesc la Chișinău? Din partea populației, din partea multor oameni politici, a fost primit cu o imensă bucurie. Am primit la ambasadă foarte multe mesaje de mulțumire, foarte multe mesaje de felicitare. Colegii mei care sunt în prima linie, în special medicii români care sunt alături de colegilor din Republica Moldova în prima luptă, în prima linie de luptă cu coronavirus, au fost foarte bine primiți, s-au integrat rapid în echipele în care fac parte. Cred că gestul României a fost în vasi totalitatea sau în vasi totalitatea mesajelor recepționate de noi, recepționat corespunzător și apreciat ca atare, mai ales că este un gest deosebit de generos din partea României, care are două componente principale. O componentă formată din 41 de medici, partea unei echipe de 52 de persoane, care echipa respectivă a sosit pe 30 aprilie la Chișinău. De la Chișinău au fost repartizați în trei centre raionale. O mare parte au rămas la Chișinău, o altă parte, circa 10, s-au dus la Cahul, câțiva de asemenea la Bălți, la spitalele respective, și care vor lucra cot la cot, cum spuneam, cu colegii din Republica Moldova, pe durata a 15 zile. O altă dimensiune acestei asistențe generoase din partea Guvernului României, care a fost decisă de președintele României și operaționalizată de Guvernul României, urmează să sosească în zilele următoare la Chișinău și va consta din echipamente medicale de protecție la COVID și medicamente care vor fi achiziționate de Guvernul României din circa 3,5 milioane de euro, sumă care a fost aprobată săptămâna trecută de Guvernul României ca ajutor umanitar destinat Republicii Moldova. Deci echipamentele respective urmează să ajungă în Republica Moldova și dorim să le distribuim, dacă se poate, în primul rând la spitalele din prima linie de luptă cu coronavirus. Sigur, trebuie să remarcăm și faptul că poate au fost anumite voci în Republica Moldova care nu au fost foarte, foarte încântate de faptul că România a acționat de asemenea manieră, cum spuneam, generos, dezinteresat și necondiționat pentru a-i sprijini pe cetățenii din Republica Moldova. Gestul nostru, să știți, nu înseamnă decât faptul că ne-a păsat și ne pasă întotdeauna de cetățenii Republicii Moldova. Nu este un gest unic în istoria noastră, chiar și recentă. Întotdeauna când cetățenii Republicii Moldova au fost în nevoi, România a fost aproape și România a acționat și România a ajutat. Să ne aducem aminte și de inundațiile de la Cotul Mourii, unde statul român a investit semnificativ pentru a ridica case de la zero după ce Prutul s-a învolburat și a distrus satul aproape total, satul respectiv. Să ne amintim și de multele grădinițe care au fost renovate cu bani. Inclusiv în satul domnului președinte. Inclusiv în statul domnului președinte. Nu, cum să spun, nu am țintit în mod expres această chestiune. Cu ghilimele de rigoare, așa s-a primit, pentru că din 1100 de obiective care au fost renovate în Republica Moldova, era aproape imposibil să nu ajungi în toate raioanele și să nu ai practic o amprentă lăsată la nivel local peste tot. În această logică se înscrie și microbuzele școlare, 196 microbuze școlare care au fost donate de statul român către toate raioanele din Republica Moldova, inclusiv în Transnistria, ca să fim foarte clar înțeleși, ne mai vorbim de Găgăuzia, pentru a asigura accesul elementar al elevilor la educație, și cred că microbuzele respective circulă în continuare și sunt apreciate de cei cărora le sunt aceste microbuze destinate. Adică de populație.
De către populație. Sunt ajutoare pentru populație, sunt ajutoare care, de fapt, vin să completeze, și aș spune eu de o manieră fericită, dimensiunea politică și dimensiunea strategică a relațiilor dintre România și Republica Moldova, care este substanțiată de parteneriatul strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, parteneriat care a fost semnat cu circa 10 ani în urmă, la 10 aprilie 2010. Și de curând am aniversat 10 ani de parteneriat și în contextul acestei aniversări trebuie văzută și decizia Guvernului de la București de a face un gest semnificativ pentru populație care trebuie să fie a văzut și a apreciat, credem noi, ca atare, exact la, în amploarea sa și exact în substanța sa și exact în contextul dat. Nu a fost o decizie ușoară. Atenție! Și noi în România avem foarte multe situații dificile. Și noi în România ne confruntăm cu probleme în spitale și noi în România avem poate un deficit de medici. Noi, însă, spre deosebire de Republica Moldova, nu avem șansa unui astfel de vecin care să vină să ne ajute dezinteresat. Dacă am avea o astfel de asistență, vă asigur că noi am primit-o cu brațele deschise și am mulțumit la toate nivelele, de la cel mai înalt, de la Vlădică la Opinca, cum se spune. Excelență, dar cât de gravă este situația la Chișinău? De ce a fost nevoie să mergem să-i ajutăm? Chiar au avut nevoie aceasta? Cum spuneam, în sistemul medical există peste 1000 de cazuri semnalate de presă, de medici și personal și asistente medicale care sunt infectate cu COVID și care, pe cale de consecință, sunt în autoizolare sau în carantină. E o după cifră uriașă. Cifra este uriașă. Cifra este uriașă pentru că din numărul total de medici care există în Republica Moldova, într-adevăr, cifra este aici foarte mare. Astăzi au fost înregistrate, dacă nu mă înșel, în Republica Moldova peste 4200 de cazuri. În continuare, nu s-a intrat în Republica Moldova pe o pantă descendentă. Ne aflăm în evoluția aceasta a pandemiei în Republica Moldova încă pe o curbă ușor ascendentă, sperăm să fie una de stabilizare. Noi când am luat decizia respectivă, să știți, am discutat îndeaproape și cu Organizația Mondială a Sănătății, ale căror grafice, ale căror prognoze și ale căror proceduri le aplică fără niciun fel de problemă Republica Moldova, pentru că ei urmează îndeaproape recomandările OMS-ului. Și în continuare, avertizările primite și semnalele primite de la OMS, de la specialiștii respectiv, sunt în continuare îngrijorătoare. Deci cine spune că gestul României acum este unul nenecesar, chiar l-aș provoca cu ghilimele de rigoare să vină cu argumentele respective și nu să ni le spună nouă, cum să spun, în șoaptă pe diverse culoare, să ducă în fața populației și să declare, știți, uite, România nu ne-a ajutat pentru că noi nu mai avem nevoie de toată chestiunea aceasta. Dar cum se descurcă autoritățile, sistemul sanitar moldovenesc în această condiție? În ce sens, cum se descurcă? Dacă reușește să facă față numărului atât de mare de îmbolnăviri și dacă medicii reușesc să fim înțeleși, rețeta succesului în momentul de față nu are încă nimeni. Pandemia ne-a afectat pe toți și ne-a afectat într-o măsură mai mare sau într-o măsură mai mică. Vedem state democratice cu sisteme solide de sănătate care au fost puse, iertați-mă, aproape pe butuci de această situație. Vedem state care au negat existența acestei pandemii și acum se confruntă cu un număr uriaș de cereri. Riscul mare este ca la un moment dat, datorită numărului mare de infectați, sistemul medical să-ți colapseze. Poate acest virus nu este printre cele mai ucigătoare din lume. Poate că de pe urma acestui virus mulți se vindecă. Poate că cei care de fapt, Doamne ferește, decedează, au și un istoric al bolilor lor. Dar un lucru este cert, nimeni, absolut nimeni, nu a fost pregătit 100% să facă față acestei pandemii și nimeni, niciun sistem medical din lume, nu a avut suficient de multe ventilatoare, suficient de multe echipamente de protecție, suficient de multe echipamente să gestioneze în același timp același tip de boală. Despre asta este vorba.
Cine spune că unii au fost mai buni și alții au fost mai răi, intră într-un soi de cum să spun, într-un soi de concurs de frumusețe. Ce a făcut diferența, mă rog, ca urmare a ceea ce am mai citit și eu, au fost la un moment dat măsurile pe care unii lideri politici le-au luat mai din timp, alții nu le-au luat decât foarte târziu și alții în continuare consideră că de fapt asta este o problemă care vizează doar pe alții. Acest coronavirus, să știți, are asociată strâns și unii chiar sunt într-o deplină infodemie, pentru că suntem în, n-aș spune în război informațional, dar e foarte, foarte multă informație care circulă în legătură cu acest virus, fără ca această informație să fie certificată, să fie aprobată, să spunem, de un for independent. Repet, este o situație nouă din care cu toții învățăm pas cu pas. Până la momentul la care nu vom avea un vaccin care să conducă la eradicarea acestei boli, să știți că vom pescui în astfel de ape. Vom vedea că un medicament și un tratament poate are un efect mai bun comparativ cu altul, dar acel panaceu universal, acel leac, acel mir care să ți-l pui pe frunte și care să te vindece instantaneu, în continuare nu există. Excelență, domnule ambasador, ați pomenit despre cum a întâmpinat populația medicii din România și ați vorbit de entuziasm, dar vă rog să-mi spuneți și despre cum au întâmpinat autoritățile centrale de la Chișinău ajutorul românesc. În special, s-a vorbit în presă și jurnaliștii au observat pe bună dreptate faptul că reacția domnului președinte Igor Dodon a întârziat să apară la venirea în Republica Moldova a medicilor din România. Și unii se întrebau de ce această întârziere în condițiile în care la ajutorul sau avioanele care au venit din Turcia, din China sau din Rusia, domnul președinte a mers chiar personal să le întâmpine și a reacționat imediat pe pagina dânsului de Facebook. Nici de cum nu voi comenta eu gesturile sau declarațiile politicienilor din Republica Moldova sau politicienilor din România. Eu ce pot să vă spun, mă pot rezuma doar la aspectele de natură factuală. Medicii au fost întâmpinați în cuprejul unei ceremonii publice pe care am organizat-o în fața Spitalului Republican Moșneaga, la care au participat miniștrii noștri care au însoțit această echipă de medici, domnul ministru Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe, domnul ministru Nicolae Ciucă, ministrul apărării naționale și doctorul Raed Arafat, secretarul de stat de la Ministerul de Interne. Și din partea Republicii Moldova au fost prezenți la ceremonia respectivă doamna ministru Dumbrăveanu, ministrul sănătății, și domnul ministru Oleg Țulea, ministrul afacerilor externe și integrării europene. Au fost rostite discursurile respective, momentul festiv a fost unul foarte scurt pentru că nu am venit aici, cum au spus unii, citez, cu fanfare și să facem exerciții de PR. Nu, oamenii noștri au venit să intre Cine rapid a spus în asta? Treabă. Sunt unii care, cum vă spuneam, poate nu sunt foarte fericiți de prezența medicilor români aici. Deci nu pentru asta au venit, nici pentru fanfare, nici pentru poze. După ceremonia respectivă, au fost repartizați pe echipe și au intrat, cum se spune, direct în pâine. O echipă a ajuns la Bălți, o altă echipă a ajuns la Cahul, grosul echipei a rămas în Chișinău, unde au fost repartizați pe spitalele care sunt în prima linie de luptă împotriva COVID-ului. Medicii noștri și asistentele noastre sunt oameni cu o îndelungată experiență, sunt specializați în exact bolile asociate COVID-ului. O parte dintre ei au fost și în echipa de voluntariat care a acționat în Italia. Avem în echipa respectivă, cum spuneam, 41 de medici de asistente, o componentă majoritară de la IGSU medici civili și o componentă minoritară de circa 10 persoane, medici militari.
spuneați că unii nu sunt fericiți, dar de ce n-ar putea să fie fericiți? Întrebați pe cei care, eu nu pot să, cum să spun, mă pun în, nu sunt nici psihologul lor, nu sunt nici consilierul lor. Întrebați pe cei care nu sunt fericiți ce anume nu le convine la toată chestiunea aceasta. Eu sunt doar un observator extern și eu nu fac decât să verbalizez anumite situații pe care volens nolens le observ în această societate. Și eu încerc acum în momentul de față să înțeleg motivele acestor nefericiri, pentru că, așa cum spuneam, ajutorul României este dezinteresat, este oferit cu maximă generozitate, este oferit tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de limba vorbită, sau, de ce nu, să știți, când vine un pacient cu COVID, medicii noștri nu întreabă, măi, dar tu la alegerile prezidente cu cine ai votat? Ai votat cu stânga sau cu dreapta? Deci nu. Deci nu facem așa ceva, să stea liniștiți cei care cred că ne ocupăm de propagandă, să nu știu. Sigur, glumesc, dar încerc cumva să disipez orice fel de urmă de neînțelegere pe linia aceasta. Excelență, chiar consilierul, domn consilier al domnului premier Ion Chicu a comentat pe Facebook de curând, comparând, așa cum ziceați dumneavoastră că nu ați vrea să faceți, comparând rata mortalității din Republica Moldova și din România. Presupun că nu o să vreți să comentați ce zicea domnul consilier. Da, nu comentez, mă dați seama, nu. Fiecare, eu sunt un susținător puternic al libertății. Eu cred că fiecare trebuie să aibă dreptul să se exprime și să-și expună ideile. Nu sunt eu în măsură să comentez ceea ce crede unul sau ceea ce crede altul. Dar un lucru este cert. Dacă vreau să facem schimb de experiență, era mult mai ieftin și mai safe, dacă vreți, mai în siguranță, să ne întâlnim la o conferință organizată online și să schimbăm prin e-mail protocoale de tratament. Au fost două incidente și cu aceasta aș vrea să închei interviul. Unul la Bălți, unde domnul primar de la Bălți, Renato Usatăi, a găsit de cuvință să le dea niște bani medicilor români. Ce s-a întâmplat acolo? Incidentul ca atare, din punctul nostru de vedere, este închis. După cum știți, Ambasada României la Chișinău a ieșit chiar și cu un comunicat de presă pe data de 1 mai. Banii respectivi au fost integral returnați pe bază de proces verbal celor de la primăria Bălți. Cred eu că a fost o mică neînțelegere, pentru că au crezut că li se oferă un mic cadou de mulțumire pentru faptul că sunt acolo. Să ne gândim și la faptul că medicii noștri, cei care au fost prezenți acolo, erau și obosiți, erau de pe drum, urmau să meargă să se cazeze, nu au știut în ce situație se află și când au realizat, să știți, s-a reacționat absolut imediat și din punctul nostru de vedere deci momentul n-a fost coordonat deloc cu cineva, cu ambasada, cu ministerul. Nu, nici deloc. Exclus. Deci aici, cu foarte multă fermitate, resping orice fel de astfel de idei. Nu a fost niciun fel de coordonare, cel puțin cu Ambasada României la Chișinău. Eu când am aflat imediat, adică când am aflat în noaptea de 30 aprilie de această situație, am reacționat urgent și chiar i-am rugat pe colegii de la Bălți să organizeze foarte, foarte rapid o ceremonie chiar și publică de returnare a acelor bani. Din punctul meu de vedere, eu cred că a fost o neînțelegere. Nu vreau să comentez nici gestul domnului primar, nici situația ca atare. Eu cred că, așa cum spuneam, din punctul meu de vedere, situația este închisă. Și au mai fost discuții despre așa numitul sejur, că până la urmă domnul sau doamna ministru al sănătății din Republica Moldova le-a urat un sejur liniștit în Republica Moldova și după aceea s-a discutat despre condițiile de cazare ale medicilor. Este adevărat că unii medici nu ar fi fost mulțumiți de condițiile de cazare oferite și s-ar fi mutat la hotel? Cum, în momentul de față, toate situațiile acestea sunt efectiv depășite. Semnalele pe care le-am eu de la echipele de medici, de la coordonatorii echipelor de medici,
sunt că nu mai există absolut niciun fel de probleme în ceea ce privește cazarea. Probabil că au fost niște situații care, evident, cu cooperarea deplină a celor responsabili, au fost și acestea depășite. Cum, dați-mi voie să nici nu comentez declarația doamnei ministru, sejur înseamnă și ședere. Sigur, de multe, mulți au, poate au criticat faptul că este această sintagmă asociată mai degrabă cu plecarea în concediu. Îi asigur pe toți că medicii noștri nu sunt aici în concediu, sunt efectiv în prima linie de luptă împotriva acestei pandemii nemiloase care omoară oameni. Și nu credeți lucrurile acestea, haideți să mergem să vedem ce se întâmplă prin spitale, vorbiți cu colegii dumneavoastră jurnaliști, sunt și în fiecare zi, să știți, suntem cu toții afectați de reportajele de la fața locului, când vezi mii de astfel de situații și când vezi mii de corpuri care așteaptă să fie incinerate, eu cred că trebuie să fii un pic mai responsabil atunci când te raportezi la această boală și când te raportezi la doctorii care vin asumându-și riscuri, lăsându-și în spate familii și persoane dragi, ca să îi ajute pe cei pe care îi simt aproape. Vă mulțumesc pentru interviu, Excelență. Eu vă mulțumesc mult de tot.